place. Prima mea mașină, care a fost și prima lui mașină, nu era prea valabilă la tablă, ca să zicem așa. Muncit la ea veri și peticit și toate cele. Și fiind la vremea aia, mă rog, am mașina asta de 10 ani. La vremea aia un grup așa mai de prieteni mai buni cu Daci, am zis să-mi caut una cu tabla bună. Mașina am luat-o de la un tip care a făcut taxi cu ea 90.000 de kilometri. Nu și-a bătut joc de ea. După care am început cu ce a fost la momentul respectiv accesibil, adică am pus 4 prezoane, am avut roți de BMW, am avut un motor de Volvo și tot așa, fără bări, dungi, mă rog, o idee de replică de Renault 12 Gordini. Am reușit de-a lungul anilor să procur ce piese îmi doream eu și să ajung la imaginea finală a mașinii, în care am ajuns să am, mă rog, înapoi mecanică în 3 prezoane, dar acum aveau Daciile vechi de raliu, discuri ventilate pe față, discuri pe spate, jantele, care au și astea o poveste de asta nebună, că la vremea aia erau destul de scumpe și, bine, nu că ar fi ieftine acum, da. Dar am găsit două prin țară, plecat la 12 noaptea, cumpărate, am stat cu ele un an jumate în casă, lângă pat, pe post de bibelou și de noptieră și așa mai departe, că nu mai găseam încă două. După un an jumate am găsit, nu erau extraordinare, adică erau de niște băieți care le-au recuperat de la fier vechi, le-au vândut, nu contează, construit aparat de polișa la subsol, din motor de mașină de spălat, o pompă de apă, cu fulii, cu tâmpenii. Deci cred că mi-a luat vreo 3 ani să fac setul ăsta de jante. Următoarea altă poveste, că așa e la noi. Am ajuns la stadiu vopsea și nu ținea de mine, adică ce a ținut de mine la mașină am făcut și am stat, nu știu, vreo jumătate de an pe la vopsit. N-am fost extraordinar de mulțumit, nu mai contează, e galbenă. Bine ați venit la Stax TV, episod special. De ce e special? Că e cu Daci. De ce e și special? Nu că e cu Daci, că Daci e turbo. Înțeles bine, nu? Că e turbo, nu? Băi, zi-mi că e turbo, că mă fac de râs aici. Da, mai strănută din când în când. Bun, strănută Dacia, deci este ce trebuie. E prima Dacia prezentată la noi la Stax. Aș vrea să vedem cât mai multe și cât mai modificate și cu cât mai mult bun gust. El este Marius, salut. Salut. Zis și? Fauru. De unde porecla? E veche porecla, e din generală porecla, de la toată lumea mic, că reparam și biciclete și e tâcă de toate. Deci erai făuritor. Gen, da, oricum a fost funny povestea că omul mi-a zis, bă, ăsta trebuie să zicem Faurul. Și eu eram mic și prost și zic, bă, ce pui mie ăsta mi-a zis. Ce însemna, da? Zic, ăsta face mișto de mine. Și m-am dus acasă, am căutat Faurul, măestrul, satul, nu știu ce. Zic, e de bine, e de bine. Ai căutat în cărți, nu pe Google, că pe vremea aia bănuiesc că nu e la Google. Are muzică? Ia vino tati, ia zi tu tati, unde a căutat el în cărți? Bun. Și el este Remus. Așa, e Remus, da. E Remus și el coproprietar la Dacia. Da, a și mers cu Dacia. A și mers cu Dacia. O dată și suficient. Bun. Da. Ne-ai povestit așa în mare cum ai ajuns să iei o Dacia. Acum eu te întreb ce te-a făcut să rămâi la Dacia. Pentru că, exact cum ai spus, toată lumea începe, probabil, sau pe vremurile alea majoritatea începeau cu Dacia, că astea erau mașinile părinților. Da. Din, nu știu, nevoia asta de a fi special, probabil modificau, tăiau un arc, un amortizor, o jantă, o, nu știu ce, o vopsea și așa mai departe. Dar tu ai rămas cu mașina asta, în condiția în care în ziua de astăzi oamenii modifică pisici, urși, golfuri, habar n-am. Păi hai să o luăm altfel. Ia-o cum vrei tu, numai să ne explici. Când te duci pe stradă și vezi numai plastice în stânga și în dreapta. Eu sunt perfect de acord cu tine. Asta ți iese în evidență, oricum ar fi, e de fier. Eu sunt perfect de acord cu tine. Am rămas cu ea pentru că mi-a plăcut foarte mult, pentru că n-am vrut să renunț. Te-ai încăpățânat. M-am încăpățânat, pentru că a fost mașina mea 4 ani de zile, am mers cu ea zilnic și după aia i-am luat alte mașini și să zicem că am vrut să o văd gata, am vrut să o termin, am vrut să o am. Într-o perioadă mă plimbam cu ea, gen în weekend, ce era o relaxare totală, nu știu acum, pentru fiecare. Pentru mine e la modul, ok, în fiecare zi te sui într-un daily, îți faci treaba, te duci unde te duci, dar eu în weekend mergeam numai cu asta.
Și pentru mine funcționa chestia asta. Mă detașam, mă relaxam. Exact. Sunt mulți oameni care vin la emisiuni și spun asta, că își țin mașinile astea de suflet pentru a se relaxa plimbându-se cu ele. Plus că... sunt oameni care se relaxează muncind la ele, reparând, meșterind, desfăcând, nu știu, habar n-am. Sunt și momentele astea, când te relaxezi, sunt momentele în care te enervezi. Eu nu mă relaxez, nici nu-mi place să fac asta, mă enervez, mă duc la alții, fac ăia, fac prost, consider că trebuie să fac de 3 ori un lucru ca să fie ok. Asta nu știu și dacă îți faci cum de 3 ori, am se poate întâmpla. Am renunțat la perfecționism și la nu mai avea o bubiță, o aia, pentru că nu, o iau razna cu capul. Da, ne-ai povestit că ai vopsit mașina de 2 ori, de 3 ori, asta de spun. De 3 ori în 2 luni. De 3 ori în 2 luni, probabil că pe lângă partea asta de vopsitură și tinchigerie, care din punctul meu de vedere mi se pare cel mai greu la o mașină. Nu neapărat. Tinchigeria mi-am făcut-o singură, adică n-a fost panică. Bine, am avut și poate un pic de ajutor la un dat. S-a dus. S-a dus. Tate, am pus-o. S-a dus, Marius, du-te după el, că altfel o primei. Vă mănânc. Bun, deci partea de tinchigerie ai făcut-o singur, partea de mecanică... Bine, am avut și un pic de ajutor la un moment dat. Partea de mecanică singur? Singur. Sau cu băieții în atelier, bănuiesc? Nu, tot ce a fost de mecanică... Ai făcut singur? Da. Ok, mașina are motor 1.8 turbo, am înțeles? De Volkswagen? N-am înțeles. Vezi? Nu. N-am înțeles. Vezi cum amestești tu. Explică-ne, vorbesc eu mult. Eu vorbesc, episodul în care vorbesc mult, am anunțat, deci puteți să nu mă mai uitați dacă e. Oricum, vizualizarea s-a făcut. Nu, mașina are motor de Renault 5 GT Turbo, 1.4 Turbo. Ok. Este motor de Renault. Să zicem că nu e extrem de mare filozofie să-l pui pe Dacia, pentru că poți folosi... E cam același bloc? Da, e cam același bloc. Poți folosi suporți, poți folosi capac de cutie, dar... devin restul lucrurilor care ar trebui să le faci ori frumos, ori să fie făcute, ori, adică accesorii, turbină, chestii, lovește turbina în traversă, muți bateria în spate, invenții, ce alternator pui, ce aia, fulii, nebunii, adaptări și așa mai departe. Nu e chiar bolton. Ai luat un Renault 5, l-ai desfăcut, l-ai pus pe Dacia și pleci cu ea. Da. Probabil că trebuie făcute anumite modificări. Și depinde la sfârșit cum vrei să faci. Dacă vrei să faci frumos sau dacă vrei să faci să fie făcut și atât. Corect. Da. N-am văzut mașina. N-am văzut ce ai făcut tu. Bănuiesc că ai făcut să fie frumos. Bănuiesc. Da, mai sunt lucruri de făcut. Ca la orice mașină de genul ăsta. Eu zic că dacă nu mai sunt lucruri de făcut, te plictisești de ea. Eu așa zic. Bă, dar mai trebuie să te și plimbi cu ea, știi? Păi plimbă-te. Dar mai ai lucruri de făcut acolo pe listă, sunt acolo, mai am. Pentru că au fost câțiva ani în care nu m-am plimbat cu ea, m-am uitat la ea. Da, e cea mai nasoală perioadă. Da. Am avut și eu odată un an așa și... când o am în parcare, sunt nu mă plimb cu ea și când nu am și e în serviciu nu pot, atunci aș vrea. Așa ai făcut-o. Da. Spune-mi de motor. Ai făcut modificări, ai luat motorul, ai schimbat pistoane, ai luat 300, 700, 800 nu, de cai. Nu ai nevoie. Adică poți să pui mii de cai pe Dacia, că toată lumea zice, mamă, nu rezistă caroseria, trebuie să trecem. Uh-huh. Bă, caroseria rezistă. Cred și eu. Sunt anumite lucruri care ar trebui întărite pentru cine vrea să-și facă. Ca la orice mașină de competiții. Când da. E normal. N-am simțit nevoia de mii de cai, am simțit nevoia de, să zicem, un dublu de cai. Dacă Dacia are 60, ăsta are aproape 120 sau 120, depinde ce-i faci. Poate să aibă și mai mult, dar nu am simțit nevoia de treaba asta. Am simțit să mă sui în ea, să dau la cheie, să am să știi că mergi. 115-120 de cai. Care te ajută să depășești, să mă corect. Plimb, să fac etc. Am fost obsedat de frâne, adică am frâne la modul să mă dau capul de volan. Contează foarte mult, sunt foarte mulți care modifică puterea motorului și nici măcar nu se ating de frâne, nici măcar nu se gândesc la frâne. Înțeleg? A fost primul lucru pe care l-am făcut la mașină. Un lucru foarte bun. Motorul, nu pot să zic că e tras de păr, dar de acolo. Setul motor a fost nou, pompa de ulei a fost nouă, adică chestii destul de importante, zic eu. Pentru un motor, da, să-l țină în viață. Da. Ce vreau să te întreb... care e scopul mașinii? Doar plimbare weekend și evenimente, probabil. Nu ai de la gând început, să te dai cu ea? La început, scopul mașinii sau? A fost să mă dau cu ea. Ok. Și... să te dai la VTM sau să participi? Da, la VTM, dar m-am gândit eu că la amatori, nu la altceva. Da, 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 sunt. Ok. Dar, ulterior, după ce am văzut-o vopsită, eram așa, zic. Și așa de bine, da. Zic, e bine, nu e bine. Hai să o mai lăsăm întreagă, că nu se știe ce se întâmplă acolo. Corect. Jantele, da, ai povestit că le-ai căutat foarte mult, sunt foarte scumpe. Da, la ora actuală Zetele poți... probabil sunt foarte scumpe, probabil că, nu știu, nu ai fi ales varianta asta pentru o mașină de VTM, mă gândesc, nu știu. Bă, da, dacă îți faci o mașină de VTM și vrei să-ți faci o Dacia,
Cred că e mai simplu să pui o mecanică în 4 prezoane, roți, găsești roți pe 15, găsești slick-uri, semi-slick-uri. Da, da, da. Corect. Frâne poți să adaptezi mult mai mari, de, adică pe fuzetele de papuc diesel, cum oricum știe toată lumea cum să-și facă acum, să zicem, rețeta. Deci nu mai e un secret, ca să zicem așa, pentru Daci. Da, nu cred că era vreun mare secret, pur și simplu trebuia doar să-ți bați capul un pic. Sau să întreb pe alții care au făcut și vreau să-ți și zică. Ok. Dar... Destinația ei nu mai e de competiții. Deci s-a terminat. Nu. Și la ora actuală sunt mult mai multe variante, mult mai ieftine, ca mașină de competiție. Dacă să faci o mașină de competiție, mai bine, nu știu, hai să zicem în cazul ghilimele, în extrem, o obsești cu pensul la umplit de ațipil de șaia. Corect. Sau colantezi. Sau colantezi. Adică am avut o mașină de joacă la un dat când nu era încă Dacia gata, am Renault 5 cu 2.06 pe valve, e mai mult decât suficient. Corect, da. Merge mai mult decât... Are 700 de chile, are... Mai mult decât poți tu să duci la început, când mergi cu ea la extrem, să... Băi, e la blană și eu iau virajele astea și nu știu ce să mai fac, îmi trebuie mai mult, știi? Adică oricum e greu. Și o chestie foarte importantă, care mulți nu realizează raportul cai-greutate. Corect. Ce greutate? Da. Vreau să te întreb, 860, Dacia? 900, cât are? Cred că așa are, până 900 de chile. Până 900 de chile, da, contează mult. Aș fi curios acum de pus pe un cântar, dar nu știu, să zic. Se poate afla ușor asta. Da, cu siguranță. Cred că și la ITP poți să mă cântărești. Sau la fier vechi. Sau la fier vechi. Să nu risă rămână acolo mașina. Doamne ferește. Bun. Poți să spui așa, ai un buget? Te-ai notat undeva? Eu mi-am notat la prima mașină și la a doua nu mi-am mai notat. Băi, nu. Nu. Am început la un moment dat. Corect. Și după aia ai renunțat. Am renunțat. Eu mi-am notat la prima, am ajuns la o sumă, la suma respectivă m-au condamnat mult că... da. Și au zis că-s minciuni. Și după aia la a doua n-am mai notat. Că am zis, nu mă ajută cu nimic. Oricum, da, când o vinzi, nu vei lua niciodată banii ăștia pe ea. Asta clar. Și n-are nicio importanță câți bani ai cheltuit. N-am notat, dar nu pot să zic că sunt nici mulți, nici puțini. Pentru că proiectul a durat mai mulți ani. Și atunci poate nu e atât de deranjant. Corect. Dacă vrei să-l faci, bă, acum, mi-am setat un target, da, un an și așa mai departe, vreau să fie gata, știi? Sigur, te costă. Te cost. Pui o vopsitorie bună, ca idee, peste 1000. Da, și din start Da. O mașină de asta de buget, eu zic că e pe undeva la 10, 12, 14, 15. Ca idee, un cauciuc pe 13, dacă vrei să iei ceva calitativ bun, cum am eu, te costă, să zicem, 350 de lei. Și ai 4. Și ai 4. Corect. Niște jante cum sunt pe față, dacă vrei să iei 4 noi, costă undeva la 6.000-7.000 de lei aduse acasă. Acum, poate nu mi s-ar părea așa mult. Atunci, era un deranj. Câți oameni cunoști tu cu Dacia modificată? Personal sau pe internet? Nu neapărat personal, și pe internet, așa, comunitatea asta a Daciilor modificate. Personal, hai să o luăm altfel. Care îmi plac mie, nu știu, poate vreo 10. 10 care îți plac? Da, poate așa. Cu tot cu internet? Adică nu doar cu internet, pe care îi cunosc. Da. Ești tu exigent sau sunt puține? Adică, știi ce zic? Probabil care sunt pe gustul meu. Și atunci e pe făgașul meu, pe ce-mi place mie, pe stilul meu, pe poate mai old school, așa-mi plac mie, mai old school. Din punct de vedere al legalității, ca să poți să întrebe lumea, domnul, și-a pus, și-a făcut, și-a adres. Să răspund singur la întrebarea asta. E retro, face parte? E retrofit? Ce? Retrofit? E, sau așa e ea? Așa e ea, e același așa motor. E o Dacia 1300. Chiar este 1300. Păi da. Mi se pare și normal, doar că e supraalimentată, nu ți interzice nimeni să o supraalimentezi, deci ești liber să faci ce vrei tu. Pare rău că am vorbit foarte mult și că n-am avut așa foarte mult timp la dispoziție ca să luăm foarte multe informații despre Dacia, dar o să o vedem în clip și o să ne ajute Marius cu mai multe cadre despre anumite modificări pe care tu le-ai făcut mașinii și le vei arăta, că el nu se pricepe, nu are niciun haz cu mașinile, doar eu mă pricep. El e doar cu filmarea și cu editarea, atâta, rest nimic. Și cu mâncatul. Mergem? Mergem să filmăm? Deci tu cu vorbitul. Eu sunt cu vorbitul. Am înțeles. Și... nu? Am filmat deja, filmul e la început. Ai? E la început, pe care e interviu. Da. Tai. Tai. Merge? Nu uitați de share și subscribe. Subscribe e clopoțelul, simplu apăsați ca atunci când un nou episod apare pe YouTube să nu mai fiu primul care scriu acolo, că am comentat. Sunt primul de fiecare dată. Oricum comentez primul. Totdeauna. Peste tot. Mă urăște lumea. Nu e panică.